Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici, la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. 7 fix, clar, suntem în direct. Punem prezent, nu ne lăsăm. O zi de primăvară, nu știu dacă mai e primăvară, că la ce temperatură ridicată a fost ieri undeva. Nu știu dacă putem spune că e o zi de primăvară, dar să sperăm că zilele vor fi la fel de frumoase și cu cât ne apropiem de frumoasa sărbătoare care la noi la creștini va fi în curând, Paștele, putem să ne bucurăm de, nu știu, de soare, de căldură, de iarbă verde, de tot ce e mai frumos, dragii mei, de suflete curate, de un gând bun, că suntem în această frumoasă perioadă de post și poate că reușim să fim mai buni, să nu mai criticăm pe cei din jurul nostru, să nu mai vedem atâtea defecte, să vedem partea plină a paharului și să renunțăm la acea vorbă, tineretul, țara asta nu mai are viitor, că tineretul nostru e așa cum e, că facem tot felul de afirmații la generația tânără. De când ne știm, nu noi am inventat asta, noi n-am inventat roata, noi doar o ajutăm să se învârtă, alții au inventat-o, știm că e roată, deci trebuie să se învârte, să se învârtă. La fel și cu afirmația că țara asta nu mai are viitor. De atâta timp o aud, cred că de când m-am născut, bunicii, pe cât creșteam, bunicii spuneau despre părinții noștri spuneau despre noi și tot așa conflictul ăsta dintre generații s-a perpetuat ca o tradiție, să spunem așa, ca un tăvălug, îl tot cărăm după noi, nu vrem niciodată să renunțăm și să dăm cezarului ce al cezarului și să încercăm să vedem și părțile frumoase și să ne convingem că în fiecare zi, că dacă vrem să vedem lucrurile altfel, avem tineri care pot schimba viitorul acestei țări, acestui neam. Pentru că și noi am fost tineri și am făcut lucrurile cu o oarecare responsabilitate după ce am primit acel drept de veto de la seniorii noștri. Despre un astfel de tânăr vreau să vorbim în această dimineață, dragii mei, nu despre el. Vorbim cu el despre el. L-am invitat alături de mine aici, la Dale Dimineții, pe Paul Potecă. Bună dimineața! Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața și tuturor urmăritorilor acestei frumoase emisiuni. Mulțumesc de invitație. Chiar mă simt onorat să fiu alături de tine în dimineața asta. Și sper să vorbim lucruri frumoase și să facem o emisiune frumoasă împreună astăzi. Sunt convinsă că va fi o emisiune frumoasă, Paul, pentru că tu ești unul din tinerii care fac lucrurile diferit, să spunem așa. De ce spun asta, că Paul face lucrurile diferit? Știți, tinerii la un moment dat în viață fac tot felul de alegeri, nu știu, se duc să-și urmeze visele, să... Mie mi s-a părut mereu deosebit la Paul că a ales să ducă mai departe, cumva, nu știu, un domeniu foarte greu. Pentru că noi fugim cumva de această administrație publică. Paul a luat-o pas cu pas și parcă vine dintr-o altă direcție. Pentru că el a învățat administrație publică până să ajungă să-și ocupe un loc în această categorie socială, să spunem așa. Spunem în fiecare dimineață, eu spun aici la Dale Dimineții, în fiecare dimineață parcă ne-a rupt în două. Noi ăia de la privat cu ăia de la stat. Și parcă am devenit așa cumva, purtăm un conflict de interese. Suntem într-un fel de război cu ceilalți, noi ăștia din privat.
Ceea ce nu e adevărat, pentru că noi ne întâlnim foarte des prin prisma meseriei și a meseriei mele și a meseriei tale, ne întâlnim destul de des și vreau să împărtășim cu telespectatorii noștri că nu e chiar așa, că e frumos să faci administrație publică atunci când o înveți și când vii pe, cum zicea, tocmai povesteam, cum știi spune tatăl tău, să nu sărim etape. Știi că am discutat înainte de emisiune, cum spunea tatăl meu, haide să nu sărim etapele. Și asta mi-a spus toată viața, nu te grăbi, nu sări etapele. Deși când ești tânăr, cam vrei să te grăbești puțin, să începi viața, să ai un job, să lucrezi, să... Și cu ajuns la vârsta de 31 de ani, mi-am dat seama că a avut dreptate de multe ori, nu sări etapele. Când îmi spunea, nu sări etapele. Să nu sărim nici noi nicio etapă. Deci o luăm așa per pedest. Te-ai născut unde? Sunt născut și crescut în Deva, județul Hunedoara. Copilăria mea a petrecut-o în județul Alba, la bunicii mamei mele. Am avut o copilărie frumoasă, veselă, fericită. Erau anii 2000, nu aveam Facebook, nu aveam Instagram, nu aveam telefoane, trebuia să mergem să ieșim afară, să batem mingea, să ne jucăm, nu știu, ascunsea, jocurile copilăriei. Deci chiar pot spune că am avut o copilărie fericită, am făcut și grădinița tot la țară, pe urmă am făcut tranziția de la țară, am venit la oraș, cum se zice, și am început școala, am terminat școala generală la Regina Maria. După ce am terminat școala generală, m-am înscris la liceul pedagogic Sabin Drăgoi din Deva, actualmente Colegiul Național Regina Maria, că eu cum sunt mai vechi, așa pe vremea mea se numea liceul pedagogic Sabin Drăgoi. Am absolvit și liceul și după liceu am zis că este cazul să mă duc la facultate și să văd ce fac. Bineînțeles, ce facultate puteam să aleg decât facultatea care a făcut și tatăl meu, pentru că cumva toată viața mea am vrut să-i urmez pașii și să fac aceeași carieră care o are el în spate. Și m-am înscris la Facultatea de Drept și Științe Administrative de la Universitatea de Vest, Timișoara. Și am început aventura mea ca și student, să zic așa. Bineînțeles că chiar mă gândeam ieri, când înainte să vin la emisiune, mi-am adus aminte, înainte să plec de acasă, mama mea s-a ținut foarte tare și foarte fermă pe poziții, gata, pleci, nu știu ce, dar când am pus mâna pe ușa de la mașină să deschid mașina, a izbucnit într-un plâns ceva teribil, de zici că plecam la război sau undeva, știi? Și chiar mi-am adus aminte cu plăcere de momentele alea și mi-am dat seama că noi suntem o familie foarte unită și mi-am dat seama că, uite, sunt niște momente în viață de care ți-aduci aminte cu drag și... Da. Pe urmă am terminat și facultatea. Da. Ne oprim. Rămânem la țară. Vrem să spunem. Unde în județul Alba? La Balomirul de Câmp se numește. La Balomirul de Câmp, ca să știe, să înțeleagă telespectatorii noștri. Vedeți, v-am spus eu, tineretul din ziua de astăzi, o ia așa, pe repede înainte. Mereu spun că tinerii din ziua de astăzi au o viață mult mai grea decât am avut noi în copilărie. Pentru că au... Voi sunteți generația smart, spun eu. N-ai avut Facebook, eu cam eram generația cu cheia la gât, dacă mă întreb pe mine. 92 era generația cu cheia la gât. Da. Ce înseamnă generația cu cheia la gât? Adică... În viziunea ta. Eu știu. Și telespectatorii au trecut foarte mulți prin asta. Ce înseamnă generația cu cheia la gât? Păi, cred că însemna faptul ăla că pe vremea aceea bunicii și părinții aveau puțin mai multă încredere în copii și nu îi cocoloșeau atâta cât îi cocoloșesc în ziua de astăzi, ca să zic așa. Adică ne lega cheia la gât și zicea, du-te, eu, bunică mea, mi-aduc aminte că ea zicea, no, eu dimineața trebuie să mă duc la munca câmpului, vii cu mine sau te duci cu prietenii în sat? Bineînțeles că alegeam întotdeauna varianta A, îmi lega cheia de gât și îmi zicea, la ora X, vii acasă că trebuie să mâncăm de prânz și, cum e tradiția și obiceiul în Alba, așa, fie omul cât de mic, după masă doarme un pic. Corect.
Așa suntem noi albanezii, mereu spun asta. Și uite, cineva care, deși e hunedorean, prin nașterea județului Hunedoara, a crescut acolo, la mine acasă. Da, e adevărat, asta înseamnă generația cu cheia de gât și mulți am trecut prin asta și ne-a format, să spunem așa, ca oameni, pentru că cumva parcă aveam mai mult curaj noi, nu părinții noștri, exact cum ai povestit și părinții mei. Dacă mă întreb pe mine, cred că părinții și bunicii aveau mai mult curaj decât aveam noi, că ne lăsau, pleacă, du-te și la joacă și își vedeau de treaba lor până la ora 12-1. Chiar m-am gândit de multe ori, stăteam și mă gândeam, mă, dar oare cum n-am pățit nimic în anii aia când am stat singur? Da, cred că este instinctul acela de supraviețuire, să zic așa, glumesc, să da, zic cumva. Da, instinctul de supraviețuire și mai multă încredere în Dumnezeu, pentru că ei ne puneau în grija lui Dumnezeu. Eu mi-aduc aminte de fierta bunicii mei, de fiecare dată când ieșeam din curte, bunica din partea mamei și a tatălui pe care le-am cunoscut și bunicul mai puțin, bunicile erau foarte drăgăstoase și spuneau Dumnezeu fie cu tine și ne punea în grija lui Dumnezeu și era parcă mai multă credință. Zic, poate mă înșel, dar eu așa cred că aveam îngeri păzitori buni și bunicii, exact cum și tu povestești, cele mai frumoase amintiri. Mai aveam un înger păzitor după poartă, în cazul în care făgeam prostii și nu eram cu minți, așa că da, ne mai feream și de opinie. Colectorul de opinie, exact. Da, foarte adevărat. Erau, au fost alte vremuri, o copilărie frumoasă, da, fericită. Ai ajuns la Timișoara, student. Care a fost cea mai frumoasă parte a studenției? O amintire din studenție. Ce regreți că n-ai făcut în studenție? Că de ce? Dacă mă întreb ce regret, regret că nu a fost mai lung. Câți ani ai stat la Timișoara? Păi am avut 4 ani, am stat 4 ani cât am făcut facultatea și pe urmă am mai mers încă un an pentru a urma studiile de master. Tu la un moment dat, părinții tăi, pe care îi salutăm pe această cale, și o să mai salut, vorbim despre ei în această emisiune, pentru că ei sunt foarte prezenți în viața invitatului meu, au clădit, dragii mei, așa cum clădesc părinții cărămidă peste cărămidă, în cazul lui Paul. Tu te-ai hotărât, după ce ai terminat studiile la Timișoara, ai avut o oarecare tentativă să și rămâi în Timișoara în prima fază, pentru că ți-ai găsit un job. Povesteam noi la un moment dat, mi-ai povestit că un an de zile ai vrut să înveți și cine a fost omul care... Da, deci în vara, după ce am terminat facultatea, bineînțeles m-am întors acasă să petrec cu prietenii, cu familia, eram tânăr, absolvent de drept, tânăr cu speranțe, cum se spune. Așa, și în vara aceea am primit un telefon de la un profesor de-al meu de la facultate, domnul Radu Bufan, care îl și salut pe această cale, poate ne și urmărește, și avea un proiect în desfășurare la momentul respectiv, cum sunt convențiile între firmă și Ajof, așa, și mi-a zis, uite, am pe o perioadă de un an, poți să te angajezi la mine la firmă, ai vrea să vii să lucrezi. Îți dai seama că fiind o firmă destul de prestigioasă în Timișoara, am acceptat imediat. Firma se numea Associated Business Advisors, se ocupa cu consultanță în drept fiscal, dreptul muncii, și nu numai, aveau și avocați asociați, deci era o firmă destul de mare. Și am ajuns din nou la facultate în toamnă, când am început studiile de master și am început și să lucrez. Și prima lună n-am știut la ce să mă aștept, bineînțeles. M-am trezit cu greu, că când trebuie să te trezești dimineața să te duci să stai 8 ore undeva, au fost cam greuț, să zic așa, prima lună, pentru că trebuia să îmbin și școala cu munca. Și am zis, ok, o să mă duc, mamă, o să fac consultanță, o să fiu, nu știu ce-mi imaginam. Bineînțeles că când am ajuns, am făcut și muncă de secretariat, am făcut și muncă de teren, am avut și prima mea interacțiune cu birocrația și cu instituțiile statului, pentru că
mă trezeam la un moment dat la 4:30 dimineața să mă duc la ONRC, pentru că noi făceam, constituiam și firme, fiind, având consultanță pe dreptul muncii. Mă trezeam la 4:30 dimineața, mergeam la ONRC, ajungeam al 10-lea, niciodată n-ajungeam primul, că tot timpul mă enervam, că plecam cât mai de dimineață și ajungeam al 10-lea, luam biletul, la ora 8 se deschidea ONRC-ul și de la ora 8 până la ora 1 mai stăteam pe holurile ONRC-ului ca să pot să depun dosarul. Și dacă aveam nenorocul să nu fi depus vreo adeverință sau vreo chitanță, sau că tu știi că în România dosarul cu șină e sfânt, trebuia să mă întorc a doua zi și să o iau de la capăt. A fost un an în care experiența, să spunem, puteai să ai înțeles deja ce înseamnă birocrația, ai înțeles deja, îți dădeai seama ce urmează să faci dacă mergeai mai departe pe această cale și totuși n-ai cedat. Asta e foarte impresionant, că n-ai cedat la dosarul cu șină, ba din potrivă, parcă ai declarat război. I-am declarat război, exact. Clar, adică a fost o adevărată poveste aici. Pentru că după Timișoara te aștepți, asta e partea foarte faină și interesantă la Paul, după Timișoara, viață bună, faină, prinsesești cumva gustul vieții, un oraș mare, vorba aceea, salarii bunicele. Dacă îmi permiți, da, cu salariul, că multă lume când mă întreabă crede că eu am început cu salariul de 5-10.000 de lei, cum majoritatea tinerilor și-ar dori după ce termină facultatea. Deci am început cu minimul pe economie, care la momentul respectiv, dacă nu mă înșel, era 975 de lei pe lună. Și când am primit primul meu salariu, cred că jumătate de lună nu m-am atins de el, pentru că mi-am dat seama cât de greu se fac banii și cât de greu muncisem luna aia ca să primesc salariul respectiv, care era o sumă mică pentru Timișoara la momentul actual. Și bineînțeles, am avut în continuare sprijinul părinților. Că... Da, dar rămânem. De ce te-ai întors totuși acasă? Acum noi știu, eu știu și cei care te cunosc știm, dar totuși pasul a fost neașteptat pentru un tânăr, tocmai pentru că părinții tăi te susțineau, tocmai pentru că deja aveai experiența unui oraș mare în care tinerii visează. Ți-ar fi fost probabil mult mai ușor la momentul respectiv să evolueze acolo. De ce ai venit din Timișoara, nu la Deva, fraților, că ai venit direct la Ilia? Am venit la Deva, am stat așa vreo 2-3 luni fără serviciu, dar o să revenim imediat și la lucrul acesta. Deci am avut un moment, un moment de cumpăn în viața mea, să zic așa, în care terminasem studiile de master, obținusem și diploma și cumva simțeam că pot mult mai mult de la mine și că în județul Hunedoara aș putea să mă dezvolt mult mai mult decât în alte județe. În primul rând că iubesc locul ăsta, iubesc orașul în care m-am născut, sunt omul orașului, că cred că foarte multă lume mă cunoaște și am zis ok, am vorbit cu taică-miu, cu care mă sfătuiesc în cele mai importante decizii, și cu maică-mea, bineînțeles, dar cu taică-miu, că el a fost factorul decizional, să zic așa, și am zis uite, eu vreau să mă întorc acasă. Și el a zis foarte senin, hai că avem multă treabă, vino, întoarce-te acasă că avem multă treabă, nu-ți fă griji că ne descurcăm. Și uite așa, după ce am avut discuția asta cu el, într-o lună de zile mi-am dat demisia de la actualul, de unde lucram la momentul respectiv, mi-am făcut bagajele și am plecat la Deva, am venit înapoi acasă. Și zici că ai avut o perioadă în care n-ai avut job. Da. Ai avut o vacanță, să spunem așa, bine meritată sau neașteptată? Cred că ultima vacanță bine meritată. Ultima vacanță bine meritată, da. Ce-ți doreai în momentele alea, în cele două luni? Două ai zis că ai stat.
Ce-ți doreai? Care erau gândurile tale în momentele acelea? Adică ce-ți doreai să faci? Că presupun, cunoscându-i pe cei doi părinți ai tăi, că și ei, tată, n-au, puteai să te duci în mediul privat, mama ta, e vorba aceea, cine cunoaște familia Potecă, mama ta de generație. Da, da. Afaceristă înnăscută, cum zic eu, de 20 plus ani. Puteai să alegi partea aceea sau puteai să urmezi calea tatălui tău, să spunem așa, și să te îndrepți către administrație publică, să începi să... că nu putea fi vorba de politică, erai foarte tânăr. Câți ani aveai atunci? 23 sau 24 de ani aveam, deci, la momentul când... 10 ani, da. Aproape 10 ani de aproape când, 10 ani de mine. Ce gândeai tu atunci ca tânăr? Sincer, cred că la momentul respectiv, făcând așa o rememorare a lucrurilor, aveam mai mult curaj. Aveam mult mai mult curaj decât am astăzi, pentru că astăzi mi se pare că la ajuns la 31 de ani sunt mult mai cerebral decât eram atunci. Înțelegi? Poate, nu știu, mi-ar fi fost greu la 31 de ani să fac pasul înapoi și să mai vin acasă, având un job, începusem o viață în Timișoara, decât mi-a fost atunci. Atunci am venit și am zis, vom vedea ce voi face, am facultate, mă duce capul, mă voi descurca într-un fel sau altul. Deci nu pot să spun că am venit neapărat cu așteptări, că... o să fac marea cu sarea mâine. Am zis, o să vedem ce va fi. Și cum ai ajuns la Ilia până la urmă? Că hai să o luăm așa, să ne povestim, că fiecare întâmplare e cu povestea ei. Cum ai ajuns la Ilia până la urmă? Deci, domnul primar al comunei Ilia, domnul Mario, pe care îl și salut pe această cale. Și salutăm pe domnul primar. L-a contactat pe tatăl meu, avea nevoie de... un secretar al comunei, să zic așa. Tatăl meu la momentul respectiv nu mai lucra, pentru că plecase din director, și i-a zis, nu vrei să vii tu secretarul comunei să mă ajuți, pentru că avea nevoie de cineva să refacă mai multe lucruri în primărie. Tatăl meu a zis, uite, eu nu mă bag, mulțumesc de ofertă sau așa, dar dacă vrei, uite, fiul meu a venit proaspăt revenit acasă, are facultatea de drept terminată, are un master terminat în dreptul afacerilor, a și lucrat un an, știe partea de secretariat, pe partea tehnică, să zic așa, dacă vrei, îl aduc pe el să vină și să lucreze cu tine. Bineînțeles, domnul primar... în prima fază m-a chemat la o discuție, m-a întrebat super direct, pentru că dânsul, cum îl cunoști și tu, îți spune direct lucrurile, nu stă la povești cu tine, zice, Nazi, mă, vrei să vii? Zic că, speriat un pic de toată situația, da, zic, vin, vreau să vin. Zice, dar nu ești prea convins? Zic, da, convingător. Zic, da, vin. Ce se poate întâmpla rău până la urmă? Și așa am ajuns la Ilia. Am fost angajat... consilierul primarului o perioadă, bineînțeles, taică-meu îi spusese domnului primar, uite, eu dacă vrei vin în calitate de consultant al tău o perioadă de timp ca să-l învăț pe fiul meu ce trebuie să facă, pentru că vezi cumva istoria se repetă, pentru că și taică-meu primului loc de muncă a fost ca și secretar de comună și... cumva pentru el a fost oarecum o mândrie faptul că și eu am început, să zic, parcursul meu profesional ca și secretar de comună. Și așa am ajuns la Ilia, la primărie, a venit și taică-meu cu mine, am început să lucrăm împreună. După ce am început să lucrăm împreună, după primele 2-3 zile, mi-a spus că eu chiar știu și mă pricep la calculator, că nu mă văzuse niciodată în acțiune. Și... am învățat foarte multe lucruri de la el și cred că a fost una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții mele. Nu cred că, sau poate și sper într-o zi să mai colaborăm și să mai lucrăm împreună în aceeași instituție, să zic așa, sau unde o vrea Dumnezeu. Și m-am învățat foarte multe lucruri. Bineînțeles,
certurile au fost la ordinea zilei, pentru că un copil încăpățânat de 24 de ani nu putea el să asculte și să admită că alții știu mai bine să facă lucrurile decât el. Și așa am început parcursul meu profesional la Ilia. A fost greu în sufletul tău, mă refer. Ai avut acea teamă că, pe care probabil n-ai împărtășit-o, să spunem că în această dimineață e un fel de inedit, că mergi pe urmele tatălui tău și s-ar putea să nu faci lucrurile așa cum ar trebui, pentru că tatăl tău era deja un om cunoscut în comuna Ilia, era deja o casă, să spunem așa, pentru că el a pus suflet acolo în perioada aceea. Ai avut în sufletul tău teama că s-ar putea să dai greș? Deci eu niciodată unde m-am dus sau unde mă duc, nu mă duc pe premiza că sunt copilul ipotecă și că sunt privilegiat. Adică oriunde m-am dus și în orice instituție am lucrat, le-am spus așa: tatăl meu este tatăl meu, eu sunt eu, ipotecă Paul. Și să nu confundăm lucrurile. Adică eu nu vreau să fiu privilegiat din cauza faptului că tatăl meu este cine este și că este senator sau așa mai departe. Nu. Eu sunt tratat ca orice alt angajat. Domnul primar exact așa m-a tratat. Când m-a felicitat, m-a felicitat. Când a trebuit să mă certe, să mă ia la rost, m-a certat și m-a luat la rost. Adică n-am vrut să beneficiez de statutul ăsta de privilegiat. Adică și tatăl meu mi-a zis întotdeauna: eu te pot duce într-un sistem, îți pot arăta lucrurile, dar de acolo încolo depinde de tine ce fel de om vrei să fii și cum vrei să faci lucrurile. Și exact asta am făcut. Eu cred că peste tot pe unde am fost am lăsat loc de bună ziua în urma mea și colegii mei, foștii mei colegi, au numai lucruri de bine de spus la adresa mea. Și am auzit și eu, din alte părți. Din alte părți, da. După Ilia, câți ani ai stat la Ilia? 4 ani de zile am stat la Ilia. 4 ani, așa mult ai stat la Ilia? 4 ani de zile am stat la Ilia. Am zis, bineînțeles, să nu ard din nou o altă etapă, pentru că era nevoie, în administrație publică, întotdeauna, ca să urci în ierarhie, ai nevoie de cât mai multă experiență. Ceea ce eu nu aveam. Că corect. Știi că este gluma aia că când te duci la interviu, tu te duci și să te angajezi nou și ei îți cer 10 ani de experiență. Na, deci cam așa e și în administrație publică. Am stat 4 ani, am muncit din greu. Aș zic că am avut rezultate foarte frumoase, am cunoscut foarte mulți oameni minunați, foarte mulți cetățeni din comuna Ilia cu care am rămas prieteni și astăzi, pe care i-am ajutat de fiecare dată când am putut să-i ajut. Tot timpul ușa mea a fost deschisă pentru totdeauna, tot timpul i-am primit cu zâmbetul pe buze, tot timpul i-am pus la masă, am băut cu ei o cafea când a fost de băut o cafea, adică ăsta sunt eu, așa îmi place să relaționez cu omul. Și am zis, au trecut alegerile, a venit anul 2020, au trecut alegerile, am stat lângă domnul primar, l-am ajutat pe partea tehnică, ce înseamnă munca de secretar, l-am ajutat să treacă alegerile și pe urmă am cumva cochetam cu ideea de a pleca în altă parte, de a merge la următorul nivel, nu știu, cumva simțisem că am ajuns în vârful piramidei, să zic, la primărie, adică ca și secretar de comună mai sus, doar dacă te duci primar, adică și ceea ce nu-mi doream, adică na. Și s-a evit ocazia să mă transfer la APIA în 2020. Aveau nevoie la centrul local Brad, pentru că eu lucrez la Brad, în continuare fac naveta, deci numai așa. Și s-a evit ocazia să mă pot transfera. Am zis, de ce nu, este o nouă provocare, haide să încerc și lucrul ăsta, să mă duc mai departe la următorul nivel. Și în prezent lucrez la APIA, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Hunedoara, la centrul local Brad, sunt șef de birou acolo, sau, cum spunem noi, șeful centrului local APIA Brad. E o mutare, să spunem așa, pentru că
Tu te-ai dus la Ilias, secretarul primarului, pe urmă ai ajuns consilierul primarului, pe urmă ai ajuns secretar la primărie. Acolo, la primărie, când ai fost secretar, deja începusești, probabil, în anii de secretariat, dacă eu nu greșesc, poți să mă corectezi, începi să iei legătura cu foaia funciară, să începi problemele. Acum, la APIA, eu știu așa, am 3 metri de pământ, mă duc cu ei la APIA. Mai mult eu nu știu despre APIA. Și dacă părinții mei vreodată vor zice pământul de acasă trebuie dus către APIA, probabil că voi bate în ușaci cuiva care știe să-mi explice ce ar trebui să fac. APIA, eu și marea majoritate a oamenilor, cel puțin orășenii, identifică acea instituție care se ocupă cu pământurile noastre. Greșesc cu ceva? Nu, să zicem rudimentar vorbind, este perfect. Este acea instituție care se ocupă cu pământurile noastre. Trebuie să înțelegem că nu neapărat se ocupă cu pământurile noastre, că APIA nu te obligă să te duci să-ți baci pământul. Dar dacă ai pământ și îl lucrezi și ești om gospodar și vrei să, pe lângă roadele acelea ale muncii tale care le culegi toamna sau când le culegi, APIA îți oferă și acest beneficiu că te remunerează pentru munca pe care tu o prestezi pe pământul respectiv. Deci, practic, da, practic este un câștig, este o instituție europeană, ne mândrim cu faptul că avem aproape 97%, dacă nu mă înșel, absorție de fonduri în România. Avem foarte mulți fermieri care apelează anual la noi. Chiar acum este perioada de depunere a cererilor, campania, cum se numește, de depunere a cererilor pe anul 2024. Și îmi cer scuze față de colegii mei că eu sunt la emisiune dimineața asta și ei muncesc pe brânci probabil la ora aceasta. Ce înseamnă o zi oarecare la APIA? Cu ce se confruntă un angajat al acestei instituții? Ce face el de fapt acolo? Că mulți dintre noi zicem, o altă instituție, alți angajați, iar știi, noi ăștia care nu știm și doar vedem clădirea asta, APIA, ce se întâmplă? Ce face un angajat? În primul rând, la în fiecare zi, în perioada aceasta, când este perioada de depunere a cererilor, luăm legătura cu fermierii. Putem lua și telefonic în cazul în care fermierul nu poate ajunge fizic la noi și putem să vorbim și să avem contact direct cu fermierul. Îl întrebăm dacă își menține ca anul trecut cererea, îi închidem cererea și îi dăm să semneze cererea dintr-o anul 2024 și apoi trecem la următorul fermier. Acum trebuie să ne gândim că noi la Brad avem puțin fermieri, ca să zic așa, adică numai 3200 de fermieri și noi suntem 8 oameni. Adică avem 3200 de fermieri vin la voi anual? 3200 de fermieri vin doar la centrul local APIA Brad. Deci ei au o bucată de pământ și, a să spunem, în două sau mai multe, da, îmi zice Rosi, și bună întrebarea, bună dimineața, Rosi. Aia mi-a plăcut ce a spus Rosi. El poate să cumpere sau să mai ia în arendă, da, și sigur să că vină. Da, sigur că asta da. Înseamnă să vii în fiecare an cu cererea, să înțeleagă și telespectatorii noștri. Deci trebuie să stabilești hotare noi, trebuie să te duci la măsurat sau îi credeți pe cuvânt? Faceți și teren? Avem serviciu de control în teren care verifică dacă ceea ce spune fermierul e adevărat. Este conform. Și cererile se noiesc an de an pentru că pământul poate să scadă, adică să mai vândă, să tu mai poți anul ăsta, străineze. Tu poți să mai continui să primești subvenție de la APIA sau poți să renunți, nu este obligatoriu. APIA este o chestie facultativă, adică nu...
Dacă nu mai lucrezi pământul respectiv, nu mai faci cerere. Nu, da? Nu ești obligat. Am să... Am înțeles. Deci e o chestie, fermierul hotărăște... Deci lucrurile sunt mult, mult mai tehnice decât le vorbim noi aici și cred că am mai avea nevoie de vreo emisiune ca și să... Și o să le mai facem. O să, ca să explic toate lucrurile ce se întâmplă, da, la Apia. Eu am vorbit în linii mari astăzi, da, despre activitatea Apia. În principal, cum îmi place mie să spun, fermierul are numai beneficii de pe urma instituției noastre, dar are și obligații. Obligația este să-și lucreze terenul, să-și îl curețe și să își mențină ceea ce a declarat în cererea care a depus-o la noi la APIA. Care e experiența câștigată de la secretar de comună la administrația publică în cadrul instituției APIA? Care e experiența câștigată? A fost o provocare pentru tine în administrația publică? Ai găsit ceva sau găsești în fiecare zi ceva care să stârnească, nu știu, să strânească ziua, să găsești lucruri diferite? Lucrurile sunt la fel în fiecare zi? Sunt plictisitoare sau sunt... Păi acum, la început, când începi meseria de secretar, descoperi foarte multe lucruri noi, pentru că secretarul unei primării este pilonul acelei primării, adică primarul trasează niște sarcini pe care tu trebuie să le duci la bun sfârșit. Dar după un anumit timp devine o rutină, ca la orice loc de muncă, până la urmă, cred că devine o rutină până la urmă. Dar cred că principala, să zic așa, principala provocare a fost întotdeauna birocrația și rămâne birocrația în România. Asta va fi, să spunem așa, pe final de emisiune, mai avem încă, dar trecem etapa serviciu, mergem în viața frumoasă. E birocrația cea mai mare problemă a administrației publice? Cred că în momentul de față, da. Din punctul meu de vedere, facem foarte, foarte multe hârtii și eu uneori stau și mă întreb unde vor ajunge în viitor toate hârtiile și toate dosarele alea pe care le facem. Adică trebuie să te gândești că eu în munca mea de secretar, când după o ședință de Consiliu Local, trebuia să fac două dosare, să scot două topuri de hârtie la imprimantă, pentru că un dosar rămânea în primărie, un dosar mergea la instituția prefectului pentru avizul de legalitate. Și mi se părea, mă uitam câteodată și mi se părea, de ce nu pot să trimit toate lucrurile astea online și să le semnez cu o semnătură electronică, că ar fi mult, mult mai simplu. Ba, mi-am dat seama că n-am mai avea dosarul acela cu șină, dacă am face lucrurile astea. Dispare dosarul cu șină. Exact. Și rămânem în gluma noastră. Presupun că nu ești singurul tânăr din administrația publică, e vorba aia, sunteți deja o sumedenie, că tăceți încă pentru că există seniorii și pentru că stați cumva un pas în spate așteptând ca lucrurile să o ia pe un făgaș sau celălalt. Cei tineri, gașca voastră care sunteți în administrația publică, visați la ziua în care va dispărea dosarul cu șină? Eu cred că da, cred că toată lumea visează la ziua când va dispărea dosarul cu șină, nu numai cei noi, ci și cei vechi din administrația publică visează la lucrurile astea. Până la urmă este foarte bine și este un lucru normal, nu? Tot vorbim în fiecare zi despre digitalizarea României. Doamne Dumnezeule, haide să o și facem odată digitalizarea asta, eu abia o aștept. De ce crezi că nu se fac pașii ăștia așa măreți și mari spre digitalizare? Unde ne-am blocat ca oameni? Că nu vorbim numai de administrația publică, ne-am blocat cumva ca și societate. Am evoluat foarte repede, exact ce povesteam la începutul emisiunii. Nu aveam Facebook, nu aveam Insta și pe urmă, dintr-o dată, am avut de toate, să spunem așa.
Am avut parte de internet, am avut parte de wow, am înflorit din punctul ăsta de vedere, ca pe urmă să ne blocăm la un moment dat, sau eu am impresia că cumva am ajuns ca în era plasticului, știi, după ce am învățat să iubim plasticul și să-l folosim la orice, acum descoperim că vrem să ne întoarcem la natură și parcă stăm un pas în spate, nici n-am renunțat la rețelele de socializare și la tot ce înseamnă internet, dar și avem internet și avem rețele și avem chiar și voi la APIA aveți partea de... Știi că APIA este o instituție care este destul de digitalizată din foarte multe puncte de vedere, dar nu putem zice că nu avem. Ideea e că pe lângă digitalizarea care ar trebui să, nu știu, să meargă mai departe, totuși există și partea de dosar cu șină, încă n-a renunțat la metehnele vechi, dar de ce crezi tu ca și tânăr astăzi că societatea cumva s-a opintit în această digitalizare masivă pe care ne-o dorim? Pentru că eu cred că este vorba de comoditate la mijloc. Să începi să digitalizezi România astăzi presupune un efort ieșit din comun. Imaginează-ți că ar trebui toate dosarele acelea cu șină, care le avem de vreo 20 de ani, să le scanăm și să le punem pe niște servere, într-un cloud sau undeva, și să fie totul online, să se digitalizeze totul. Și cred că este mai comod în continuare să se meargă pe partea aceasta, decât să alegem calea grea a lucrurilor, să muncim vreo câțiva ani, ca să încercăm să ajungem la liman, ca să fim și noi în sfârșit o țară digitalizată. Deci, cred că ne este mult mai comod în continuare să venim la ghișeu cu dosarul cu șină decât să venim cu un stick. Altfel este interacțiunea, nu? Când te duci cu dosarul cu șină la ghișeu. Da, corect. Schimb o vorbă. Da, putem schimba o vorbă și așa simplu. Și să nu mai stăm la cozile acelea infernale de multe ori pe care le blamăm cu toții. Care crezi tu personal că ar putea fi schimbarea, nu doar în digitalizare? Ce ar crede, care e părerea unui tânăr astăzi, în 2024, că ar putea schimba ceva în societatea noastră și nu doar la dosarul cu șinele ăsta, știm că vrem să renunțăm. Ce ați schimba voi tinerii? Care ar fi? Tu ai un cer de prieteni, eu îi cunosc pe marea majoritate dintre ei, îi salut și pe Mihai și pe mulți dintre ei, sunt convins că sunt cu ochii pe noi. Ce ai vrea să schimbi? Acum, exact cum am povestit, mama ta, antreprenor de o viață, tatăl tău, un om care a iubit administrația publică, a făcut-o cu plăcere, de carieră, astăzi un om implicat în politică. De câțiva ani, de fapt, reprezintă județul Hunedoara la cel mai înalt nivel. Cunoaștem cu toții pe domnul senator. Ce și-ar dori un tânăr care are acasă ambele variante, să spunem așa? Cred că un tânăr care are acasă ambele variante, cum spui tu, și-ar dori să aibă puterea aceasta de a alege. Adică, sunt tânăr, vreau să aleg să fac administrație publică. Să se deschidă orizonturile ca tinerii să poată să facă administrație publică și să fie mult mai mult ajutați și împinși spre partea asta de administrație publică. Pentru că în administrație publică avem câteodată tendința să nu arătăm celui nou venit pentru faptul sau de frica că vine să ne ia locul. Că asta este mentalitatea de care m-am lovit și eu de multe ori. Nu vine nimeni să-ți ia locul, un tânăr vine și el să înceapă o carieră, să își facă un viitor, să aibă un loc de muncă și pe cealaltă parte, ca un tânăr care vrea să devină antreprenor, să fie mult mai mult ajutat de statul român ca să-și îndeplinească acest vis. Nu știu, în momentul de față mi se pare că ai mai multe obligații decât drepturi ca și antreprenor. Corect. Ceea ce nu mi se pare un lucru tocmai normal, pentru că micii și mijlocii întreprinzători reprezintă marea majoritate a
țării în care trăim. Și dacă pe ei nu-i ajutăm și nu le oferim niște facilități, s-ar putea să ne trezim că în viitor vor dispărea și ne vom uita unii la alții și ne vom întreba oare de ce a dispărut covrigăria din colț, oare de ce nu mai pot să beau o cafea la colțul străzii, pentru că în momentul când le impui mai multe drepturi, impui mai multe obligații decât drepturi, lumea tinde să închidă și să se gândească ce face, ce un control să se mai îndrepte. Deci eu asta aș face, aș încerca să ofer tinerilor niște facilități prin care să le pot oferi oportunități și alternative. E încrederea în generația tânără o facilitate necesară sau obligatorie față de restul, adică restul cetățenilor ar trebui să ofere generației de vârsta ta, tineri, la început, egal, în care ar trebui să fie obligatorie sau așa, la liberul arbitru, să spunem, încrederea, aveți nevoie, voi tinerii, ca noi cetățenii de pe stradă, să vă oferim acea încredere pentru a lua o decizie în care parte să mergeți? Avem nevoie de încredere, să ne ofere familia, în primul rând, încrederea în ce direcție să o luăm și ce să facem. Dacă avem susținerea familiei, de aici încolo putem să facem în viață multe lucruri. Și da, și societatea trebuie să aibă încredere în tineri, să nu uităm că și cei care astăzi poate mai critică tinerii, au fost și ei tineri la rândul lor și cei din trecut i-au criticat și cei din trecut au spus că nu o să mai aibă cine să le plătească pensiile, salariile. Correct. Uite de că tinerii vor munci în continuare, le vor plăti și pensiile și salariile și ne vom descurca în continuare, cum fiecare generație s-a descurcat până la urmă. Eu am încredere și în generația care vine după mine. Îi văd că sunt mult mai deștepți decât am fost noi, sunt mult mai cu tehnologia la îndemână, au o altă viziune asupra vieții pe care noi nu am avut-o, dar diferit, foarte diferit față de generația milenalii, cum le spune astăzi, așa. Deci, da, eu am încredere în generația tânără care vine în urma mea, că nici eu nu pot să zic că sunt foarte alături, bătrân, alături de mine. Alături, exact, de tine, pentru că voi sunteți la 31-32 de ani, cumva la mijloc, mult prea tânăr să faci politică, după părerea unora, mult prea tânăr ca să poți să spui un cuvânt în administrația publică, tu ești tânăr, tu n-ai de unde știi să-ți explic eu cum făceam șarșafuri când făceam contabilitate sau cum puneam dosarele, noi știm, voi nu știți nimic și noi o întâlnim asta de zi cu zi, de dat sfaturi, dragii mei, cu toții putem și cu toții putem să ne expunem experiența în fața acestor tineri. Nu știu de ce nu alegem uneori să îi lăsăm pe acești tineri să aleagă ei din experiența noastră ce ar putea alege. Și nu vreau să fiu răutăcioasă, dar noi ăștia trecuți de prima tinerețe uităm uneori că și noi am fost ca ei și că ne impunem, vrem, nu vrem, ne impunem uneori în fața lor fără să le dăm drept de apel. Sunt convinsă că tineri precum Paul vor răzbi și vor ști să aleagă ce e bun și ce e rău și vor alege, probabil că acum ei au foarte multe informații și spre deosebire de noi știu să folosească partea de digitalizare probabil mult, mult, mult mai ușor decât noi. Probabil că în câțiva ani o să facem aici o emisiune, sper eu să fiu la fel de tânără sufletește și să prind acele vremuri în care o să spunem: vai, Paul, ți-aduce aminte când blanmam dosarul cu șină? Și să spunem, acel dosar cu șină, dragii mei, a dispărut. Nu putem să părăsim studioul, să încheiem emisiunea, fără să le spun bună dimineața telespectatorilor. Vă mulțumesc pentru mesaje, nu le-am dat citire pentru că
E timpul foarte, foarte scurt, dar am văzut, dragii mei, că sfaturile dumneavoastră vor ajunge la tânărul meu invitat din această dimineață. Nu doar Paul o să vină la Dale Dimineții, eu sper să mai găsim tineri. Mai ai în gașca ta prieteni care vor și au ceva de spus? Mai am, da, mai am mulți prieteni care au ceva de spus și care vor să schimbe lucrurile. Înainte să ieșim din emisie, pentru că probabil mai avem foarte puține minute, 5, cred că cam așa, da, Rosi, mă ajuți? Mulțumesc, 5. Paul, pasul următor îl vei urma pe tatăl tău? Vei face politică? Deci, politica, ca să o faci, trebuie să-ți și placă. Mie îmi și place politica și da, cred că îl voi urma în viitor pe tatăl meu. Și sper ca lumea să mă vadă la fel de integru cum îl vede pe el lumea. Sper să mă ridic la nivelul așteptărilor lui și ale societății și ale județului în care trăim. Da, cred că îl voi urma în viitor în politica românească. Mama ta. O salutăm pe doamna Potecă, Mirela Potecă. O salut și eu pe mama și trebuie să zic că este fanul meu numărul 1. Mi-a dat share pe Facebook, da, ieri, a răspuns la toate comentariile, a fost foarte entuziasmată de venirea mea în emisiune la tine astăzi, în dimineața aceasta. Și știu că mi urmărește emisiunile, a fost una dintre persoanele, printre primele persoane care s-au bucurat și mi-au spus asta, că m-am întors acasă, în țară. O salutăm pe doamna Mirela Potecă, o îmbrățișăm și nu se știe niciodată când o să vină alături de noi să ne povestească cum e din viața de antreprenor, pentru că are o experiență în spate care merită și foarte multe provocări. Și foarte multe provocări. Eu îmi doresc să putem împărtăși cu publicul nostru experiența mamei tale din viața domniei sale. Până acolo, Paul, spune-mi un gând cu care pleci astăzi la drum. Un gând care îl ai așa în sufletul tău și ai vrea să-l împărtășești cu cei de acasă. Tu, tânăr, tânăr ca și vârstă, cu o experiență de aproape 10 ani în administrația publică deja, faci tânăr și cu experiența aia exact. Cu 10 ani, azi mâine te apropii de ea. Care e gândul tău? Astăzi, în 2024, un an delicat, eu nu vreau să cred că e greu, e doar delicat, un an care va fi de răscruce, să spunem așa, pentru acest popor, pentru neamul nostru. Eu plec cu foarte mult pozitivism, sunt un om pozitiv, încă cred că lucrurile se pot schimba în bine, în mai bine, în județul Hunedoara și nu numai în România. Și cred că trebuie toți să gândim și să sperăm că ziua de mâine ne va aduce ceva mai bun decât ce ne-a adus ziua de astăzi. Adică pozitivismul, foarte mulți oameni care vorbesc zilnic, îi simt că nu mai sunt pozitivi. Haide să fim pozitivi, să fim mulțumiți cu ceea ce avem. E foarte bine să ne dorim mai mult, dar câteodată să ne și oprim, să ne uităm în jur, să mulțumim la Dumnezeu pentru tot ce avem și să fim pozitivi. Asta este cuvântul pe care eu l-aș transmite celor care ne urmăresc astăzi. Eu îți mulțumesc pentru prezența în emisiune. Te mai aștept aici la Dale Dimineții și cu alte subiecte, că har Domnului. Am trecut prima etapă, știi, așa cum ne spune tatăl tău, lucrurile luate pas cu pas, am trecut prima etapă. Una s-a născut, care e experiența, cum a câștigat-o, dar putem merge în etapa următoare, să spunem, la următoarea emisiune. Eu îți doresc succes și eu am încredere că voi, tinerii, puteți să faceți schimbări. Puteți schimba ceva în lumea asta, în țara asta. Eu sunt ferm convinsă, cunoscându-vă și prin exemplele pe care eu mi le doresc să le aduc, dragii mei, alături
de dumneavoastră în fiecare zi prin intermediul acestei emisiuni, că avem tineri minunați, că avem oameni minunați care pot să facă lucrurile altfel. Și eu îți mulțumesc pentru invitația de astăzi. M-am simțit foarte bine. Am avut și ceva emoții, recunosc, pentru că tot timpul, până nu pornesc camerele astea, ești liniștit. În momentul când au pornit camerele, începe să-ți bate inima cu putere și începe adrenalina să-și facă efectul. Dar sper că m-am descurcat și cu altă ocazie, cu drag, voi onora invitația ta și vom mai avea multe de povestit împreună. Eu sper, dragii mei, să ne revedem curând cu Paul și din altă poziție. Eu sper că să grăbească puțin lucrurile și să facă pașii înainte, puțin cu, poate de data aceasta, cu puțin piciorul pe accelerație, să spunem așa. Pentru că e un an deosebit, anul 2024, și nu se știe niciodată ce surprize avem. Pentru că până la urmă, oricând putem schimba lucrurile și noi, nu doar în societate. Pentru că schimbarea, dragii mei, vine cu noi înșine. Până la urmă, tot încerc să spunem, haideți să fim mai buni. Nu doar în această perioadă. Haideți să ne aducem aminte, de fapt, cu la ce ne-a lăsat Dumnezeu. Bucata asta care bate în sufletul nostru aici se numește inimă. E primită cadou de la Dumnezeu. Lăsați-o să bată. Lăsați-o să bată a bunătate. Pentru că de răutate am tot avut parte. Până mâine dimineață, dragii mei, când ne vom revedea aici la Dale Dimineții, la 7 fix la Hunedoara 1 TV, eu pot doar să vă spun simplu că vă mulțumesc că ne urmăriți, că sunteți alături de noi și să vă spun că vă iubesc și să vă rog, din bucățica asta care bate aici în pieptul meu, să vă rog să dăruiți din iubirea dumneavoastră și din bunătatea dumneavoastră celor de lângă voi.